Salutare lume, sunt Narcis Gami, bine ați venit la un nou episod, de fapt la un prim episod din o nouă serie de Minecraft pe... Deocamdată nu m-am gândit ce nume să-i dau acestei serii, m-am preferat să primesc pe tabletă că e mult mai amintos după... Da, și uitați să-mi dau mapă pe creativ și mi-a rămas toate temele. Deci, nu o să păstrez nimic, vă zic acum. Bine, hai să mă dau pe normal. O să pun o pauză, pentru dacă recordul nu face figuri și merge să pun pauză. Tu ceapa mă, nu merge să pun pauză, deci... Din păcate, va trebui să arunc asta manual. O să-l arunc în apa asta unde o să mă asigur 100% că nu o să trec prin ea. Măcar o să ne ține de lucru acest video. Bucățile astea. Și nu-mi pasă că ai venit niciodată. După ele începem tot de la 0 cu niște urmări. Din greșeală... Uite să dau mapă pe creativ și mi-a apărut și am văzut după ce am creat-o. Și gata. Acum ne îndreptăm spre oaie. Ups, pardon, scuzați, nu spre oaie, ne îndreptăm acum. Înspre aceea e ce pare a fi o junglă. Junglă. Mă gândesc să fac o casă într-un copac de la junglă. Melon, avem melon, avem melon, avem valoare. Toți cântă colegii mei. Când mă cânte pe să avem echipă, avem valoare. Habar n-am de unde l-au auzit. Eu nu sunt genul care să scrie BG Map și să paraziții. De mai ascult, mai ascult și o curalitate de cunosc, dar nu tot timpul nu sunt genii. Sunt mereu unde să ne facem o casă, fie în copac, fie în apropiere de vreun copac. Oricum, îmi place acest lemn de savană, e uimitor. Sper că n-am avut sonorul la maxim și nu m-am auzit. Nu vreau să mai am memorie la tablete, deci în jur de 5 minute asta s-ar putea să se oprească sau chiar acum. A, ba nu, face mie figuri, nu știu, se apropie de descărcare și când se apropie de descărcare așa facem. 7 bucăți de lemne, suficient. Deci, acum să fac pe Tarzanul și să mă urc în copac. Știți cum face Tarzan? Deci cam pe mine, cum făceam. Bun, să mă chinui să... Tocuița... Au putut ceapa, măti. What the fuck, ce ciudat se vede. Yeah! Hey, cred că mi-am găsit un mic locșor. Nu, te-ai blocat și am distrus o liană. Eu nu sunt genul care să distrug lianele. Mi-am găsit o zonă unde o să-mi facă suta. Exact așa. Ce loc frumos. Mai bun pentru o căsuță. Știu, trebuie să prelucrez mai mult melon. Zona asta e avantajoasă. Mamă, și mai mult melon. Zona asta e avantajoasă, rău un melon. E clar, nu mai plec de aici. Aici rămân! Mamă, cred că m-aș fi mult mai avantajat că m-aș urca acolo, Suza, n-am cum! M-am chinit să urc aici. Și ar fi o idee bună să încep prelucrarea. Lemnul. Nu sunt zăbăut să prelucrez tot lemnul. Cum unii m-ar crede? Aici o să las crafting table în mijloc. Până atunci o să fac un trenă cu pus mărul după piatră. O să recăsă mărul ceva și un topor să iau ceva. Lemn. Și în rest nu mai fac nimic. Deocamdată. Cu blocajul ăsta am fost la limită. Bun, o să-mi fac inaproape.
Bine, nu m-am lovit rău. Ia, să vedem unde trebuie să-mi o fac. E deja cam gaură făcută aici, deci hai. Videoclipul ăsta se oprește singur, sau l-opresc eu la 10 minute, cam așa. Că cobblestone să facem un trânăcop de piatră mai bună, o și la mine de fier. Negăm numai la fier. Am crezut că se încheie filmarea singură. O am încheiat pe la 10 minute, cam așa. Că o să mă, la lume încă nu m-am gândit, dar o să eu când o să după cum cred că știți în episodul anterior de Minecraft pe așa să ajungeți iertare. Bun, acum iar să mă chinui să ajung sus. Zici că mă capi bine când încerc să ajung sus. Chiar capi bine. Bine că am avut noroc. Noroc. Eu drept. Mulți youtuberi trebuie să aibă noroc în ceva. De exemplu, ca să găsești diamant trebuie să ai noroc. Perfect. Sunt sus. Pendat. Sus. La fel sus. Pendat. Bine, nu o să mă lag lume. Cred că am folosit toată piatra care ți-a dat tu. Mi-a dat un sapling. De aici va începe podeaua. La ce crezi că o să las podeaua de frunze? Hai, de capul meu, sunt prost. Face și noi podea ca lumea. Pentru că aici va fi intrare, o să las chestia acolo neacoperită. O să mă duc și după aceea. Apropo de ce, o să fac filmarea la 10 minute. Am gândit așa să nu consume multă memorie și stau prost pe memoria că deschid cartului pe care l-am în tableta de 32 de giga și memoria tabletei pe care o am de 16 giga și aproape plină și mai trebuie lemn. Logic, dacă mai trebuie lemn, nu o să mă duc și să tai din casă. Ce prostă dacă și-ar tăia propria crache de sub picioare. Mi-o zice mie prietenii că sunt prost, dar nici chiar așa să-mi tai propria crache de sub picioare. Sincer acum, cine își taie propria crache de sub... Cine își taie cracă de sub picioare? Acum. Moarte, ai deja moarte și nu știu tai. Aia nu știu dacă am spus într-un episod anterior, dar cred că l-am mai spus. Cei care dați dislike-uri, vă rog, lăsați com ce greșesc, de ce le dați, ca să ce să remediez. Remediez, încerc. Dacă sunt probleme iremediabile, n-am ce să vă fac. Acest copac în viața mea nu o să-l tai, că dispar frunzele, dispar lianelii. Lianelii. Uai. Sunt două. Atunci ești bine pentru bed. Dacă ai arătat ducă de lână când aș omori o să aș mai da de încă una. Deci fac... Perfect. Nu pot să cred, am zis că e lângă apa aia în care am jucat. Pe bune, memorie plină. Te-ai dus sau conjurat că nu mă apropii, dar pentru tine lână fac orice. Nu mă duc acolo. Deci aș avea ceva lemn. Nu! Nu te duci acolo.